Primarul Suceavei Ion Lungu a anunțat că 20.000 de suceveni vor putea fi beneficiari ai programului privind casarea autovehiculelor uzate, care este derulat de Ministerul Mediului împreună cu autoritățile locale. Lungu a explicat că proiectul prevede ca suma de 3.000 de lei pe care o va primi proprietarul vehiculului uzat să fie plătită de primărie, urmând ca municipalitatea să recupereze de la Ministerul Mediului câte 1.500 de lei pentru fiecare mașină casată. El a menționat că primăria Suceava a alocat în bugetul acestui an sume în vederea casării de autovehicule uzate, dar că încă nu a apărut legislația specifică, fiind încă în consultație publică. Potrivit proiectului ghidului de casare a autovehiculelor uzate, există condiții de eligibilitate atât pentru proprietari, cât și pentru autovehiculele uzate. În legătură cu acest proiect foarte căutat de suceveni, casarea mijloacelor de transport, cu acel proiect, 1.500 lei la primărie, 1.500 lei de la guvern, de la Ministerul Mediului. La Ministerul Mediului, ghidul este în consultare publică. Criterii de eligibilitate. Sunt două criterii de eligibilitate. Criterii de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzat. Deci a proprietarului, și pe aceea vine criteriul de eligibilitate a autovehicului uzat. Este persoană fizică cu domiciliu reședință în România. Are domiciliu reședință pe raza teritorială a OAT-ului solicitant de finanțare. Deține în proprietate, ia un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său și se află în evidență fiscale a OAT-ului solicitat de finanțare. Nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare. Nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare din proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv programul de simulare a noirii parcului auto. Deci dacă nu ești prins în alt program de noire a parcului auto. Nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă. Criterii de eligibilitate a autovehicului uzat. Este înregistrat în evidențele fiscale a OAT-ului. La data participării în program are o vechime mai mare de 15 ani, care la anul fabricației are norma de poluare Euro 3 sau mai inferioară, este înmatriculată în România de cel puțin 3 ani. Deci nu chiar simplu, sunt niște condiții de eligibilitate atât la persoana fizică, cât și la mașină, la autovehicul uzat, care trebuie să îndeplinite. Da, ca de obicei, prima dată trebuie să pună banii primăria. Deci noi suntem solicitanți, autoritățile locale sunt solicitanți, vor fi mai multe sesiuni de finanțare sau sesiuni de finanțare anuale. Noi, conform populației, avem drept la o casare de un număr de 20.000 de autovehicule uzate, municipiul Suceava. Dar, sigur, ca să putem ajunge acolo, etapele programului sunt următoarele. Publicarea pe pagina de internet a FMI-ului la ghidul de finanțare, depunerea cererii de finanțare, aprobarea de finanțări și încheierea contractului de finanțare, implementarea proiectelor, monitorizarea proiectelor. Pentru desfășurarea etapelor programului se aprobă prin dispoziția președintelui AFM sesiuni de finanțare, de înscriere a sumelor alocate, structurii Comisiei AFM necesare derulării programului, grile de evaluare. Și la fel, așa cum am spus, un lucru destul de important, primăriile practic achită, dacă omul îndeplinește condițiile, este eligibil, se face casarea, se face radierea de la municipalitate, din circulație, municipalitatea dă persoanei respective 3.000 de lei, după care practic depune de cont și obține 1.500 de lei de la Ministerul Mediului. Îți dai seama că noi, decât eu ca primar, nu pot decât să aplic legea, altă soluție nu am. Deci lucrurile sunt mai complicate, nu putem în dimineață să demarăm proiectul, eu nu pot să intru în Consiliul Local să aprob partea mea de finanțare, pentru că trebuie să fac trimiterea la baza legală. Baza legală acestei ordonanțe de urgență și o să fie ea. Ea este în consultare publică, mai durează, dar, așa cum ați văzut și dumneavoastră, nu sunt foarte simpli lucrurile, trebuie niște condiții de îndeplinit, niște criterii, atât ca persoană fizică, cât și ca autovehicul uzat. Da, noi avem prins bani în buget, mergem în continuare, așteptăm să aprobe ordonanța, în măsura în care se aprobă ordonanța, imediat vom aproba și noi în Consiliul Local intrarea în acest proiect și condițiile care sunt.